În urma evaluării personalului medical mediu și de îngrijire din Spitalul de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, aproximativ 30 de asistente, infirmiere și îngrijitoare din UPU Suceava nu au trecut testele. Personalul medical care nu a trecut testele de evaluare va fi dirijat către alte secții din spital cu păstrarea drepturilor salariale câștigate. În unitatea de primire a urgențelor rămâne doar personalul pe care comisiile de evaluare îl consideră apt a face față acestei secții, una dintre cele mai solicitante din spital. În aceeași perioadă, în spitalul de urgență s-a susținut și examenul pentru 6 posturi de asistent principal, unde s-au înscris 17 concurenți. Un număr de 7 candidați au întrunit peste 80 de puncte, ceea ce l-a făcut pe managerul Râmbu să afirme că a fost o bună bază de selecție.